Salutare, sunt Răzvan de la Digital Drives și vreau să vă prezint noutățile Woodwatcher. Ați cerut și am implementat funcționalități avansate. Prima este de logare și a doua este de salvare a măsurătorilor într-un cont privat. Să începem cu logarea. Putem să ne logăm în aplicație cu trei metode: user și parolă, Google, Facebook. Vă voi demonstra logarea cu user și parolă. Trebuie să avem un cont personal sau un cont de firmă. Haideți să pun o parolă scurtă. Dacă voi apăsa pe înregistrare, mi se va spune că parola este prea scurtă. Da? Trebuie să aibă 6 sau mai multe caractere. Ne înregistrăm. În acest moment vom trimite un e-mail automat către această adresă de e-mail și va conține un link de activare pe care trebuie să-l apăsăm. Am primit mail-ul, acum apăs pe linkul de activare și în câteva secunde, pam pam, am intrat. Bun. Interfața este puțin schimbată, avem butoanele principale, iar celelalte butoane sunt ascunse în spatele acestui hamburger. Putem să deschidem și trăgând cu degetul de la stânga la dreapta. Haideți să facem o măsurătoare. Observăm că iconițele s-au modificat. Trebuie să avem grijă să punem fix centrul pe cele două puncte care ne interesează. Da, spre exemplu, voi lua punctul acesta și voi lua punctul acesta. Dacă vreau să fac o măsurătoare precisă, atunci va trebui să mă duc și să fac zoom și să pun precis. Bun. Putem să și marcăm anumite piese cu galben. Mergem la rezultat. Piesele cu galben au doar 2 metri lungime. Apăsăm pe calculează. Și în momentul acesta vedem că avem 60 de piese cu 11,1 metri cub. În momentul în care voi apăsa pe Save Measurement, imaginea, numărul de piese și volumul vor fi salvate în contul personal. Bun, au fost salvate. Dacă vrem să le vedem, mergem la lista de măsurători. Și aici avem imaginea, volumul și numărul de piese. Dacă ne întoarcem, putem să vedem de la meniul principal, din nou, lista de măsurători. Haideți să vă demonstrez și o delogare și o logare cu Google. Doar selectăm contul care este salvat în telefon și intrăm automat. La fel este și cu Facebook. De aici putem să accesăm lista de măsurători. Asta este tot. Vă mulțumesc mult de atenție și spor la cubat rapid!